ziua Bucurinei, mă simt copleșit înaintea dumneavoastră, stând aici, spun cetățeni ai Sucevei. Din inima mea, către inima dumneavoastră, adresez calmul salut creștin, pacea Domnului Iisus Hristos să fie în noi și între noi. Amin. Toamna aceasta a fost plină de recoltă din punct de vedere spiritual, concretizată și în inaugurarea unui număr mare de biserici. Multe slujbe de sfințire a caselor de închinare către Dumnezeu au fost realizate. Dar vă mărturisesc că nici una din ele n-a fost așa de frumoasă ca cea de aici. De fapt, când stau și mă gândesc, pentru dulcea bucovină